Programata a fi inaugurată în această lună, tăierea panglicii la parcarea etajată de la piața centrală este întârziată. Motivul este legat de modul în care s-au efectuat lucrările, iar constructorul trebuie să remedieze în cel mai scurt timp neregulile găsite. În acest moment, la parcarea etajată s-a făcut avizarea acceselor în parcare conform soluțiilor date de poliția rutieră. Iar la piață, la parcarea etajată, avizarea acceselor în parcare conform soluțiilor date de poliție. Deci trebuie să înțeleagă toată lumea că anumite măsuri pe care noi le luăm în trafic, în circulație, în intersecție, sunt date soluțiile de către poliția rutieră. Și sigur că trebuie să ținem cont de dânsii, pentru că sunt specialiști și nu facem fiecare cum vrem sau credem că ne-ar veni nouă mai bine așa, nu. Parcarea supraetajată de la piața centrală este realizată de asocierea de firme Romașcane, Modern Construct și Contact Steel. Din păcate, conducerea administrației locale nu este mulțumită de calitatea lucrărilor. La vizita pe care am făcut-o la parcarea din etajată, duminică, ieri, au fost anumite lucruri care nu mi-au plăcut. I-am transmis constructorului că nici nu mă gândesc să semnăm procedura de încheiere, recepția, și nici nu fac inaugurarea până când toate lucrurile pe care eu le-am văzut acolo și le-am solicitat nu sunt aduse exact la standardul așa cum am dorit. Ba mai mult, trebuie să aibă foarte mare grijă că dacă nu refaci în timpul cel mai scurt și în condiții cele mai bune, s-ar putea să și penalizez și să-i luăm din bani. Edilul Romanului cere ca problemele identificate să fie rezolvate cu celeritate. Sunt unele mici deficiențe pentru care unii ar putea să zică că merge și așa. Ei, eu i-am spus că la mine nu merge și așa. Trebuie să le rezolve și după când le-o terminat de rezolvat, să mă cheme, să văd cum l-au făcut. Merg și le verific chiar eu personal. La parcarea etajată va fi amplasat și un semafor. Conform proiectului, parcarea va dispune de 54 de locuri, dintre care 28 la etajul construcției. Investiția costă aproximativ 200.000 de euro și va fi amortizată conform calculelor făcute de specialiști în 7 ani și jumătate.